Viceprimarul Constantin Ghica a intrat în concediu medical după ce în timpul ultimei ședințe de Consiliu Local s-a simțit foarte rău. Soarta politică a viceprimarului urmează să fie stabilită la sfârșitul acestei săptămâni, după ce biroul permanent va da un verdict în ceea ce îl privește. Reamintim că viceprimarul de la Roman a fost exclus din PNL atât din organizația de la Roman, cât și din cea de la Neamț. Domnul viceprimar se află după acea criză cardiacă pe care au avut-o în ședința de Consiliu Local și investigația locală, a fost trimis la Târgu Mureș și este plecat de astăzi. Vreau să vă spun că nu ne s-a înaintat nimic pentru că a fost o propunere cei la nivelul local, urmând ca decizia să fie luată de către delegația permanentă a Partidului Național Liberal. Deci, în momentul de față, nu este operațională, pentru că își urmează pașii pe care îi are de urmat în interiorul partidului. Fiind în concediu medical, nu poate fi operat, nicio lege din lume nu îți permite să intervii pe concediu medical. Primarul Leoreanu a răspuns acuzațiilor care îi sunt aduse viceprimarului Constantin Ghica cu privire la buna colaborare pe care acesta ar avea-o cu Partidul Democrat Liberal. Domnul Ghica nu a avut nicio apropiere cu PDL, o vă spun cu mâna pe inimă. Chiar nu a participat la nicio întâlnire cu consilierii PDL, la nicio ședință, la nicio activitate a PDL-ului. Ba din contra, ne-a fost rival, așa cum s-a întâmplat pe comuna Trifești, de care dânsul a răspuns în alegerile pe Colegiul 6. Dar ceea ce privește orașul, eu trebuie să recunosc că am avut cu domnul Ghica o relație de colegialitate.